Numărul șomerilor din județul Dolj este în continuă creștere. Măsurile privind creșterea gradului de ocupare a forței de muncă inițiate de guvern nu au găsit răsunet în rândul șomerilor. Din totalul de 25.869 de șomeri cât există la nivelul județului Dolj, doar doi au solicitat prima de activare și doar unul primă de încadrare. Șomerii neindemnizați, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, primesc de la stat o primă de activare de 500 de lei. De asemenea, șomerii care își găsesc un loc de muncă la o distanță de peste 50 de kilometri față de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de instalare în valoare de 12.500 de lei. Deși primele sunt tentante, șomerii nu se înghesuie să beneficieze de aceste măsuri. Nici angajatorii nu s-au dovedit a fi interesați de măsurile privind ocuparea forței de muncă, deși măsurile adoptate de guvern prevăd o serie de facilități pentru aceștia.